Haideți să vă spun 7 sporturi în care eu aș vedea niște inovații. Bună oară, tenisul. Asta e o problemă mai veche, s-a mai discutat despre asta. Și anume despre mărirea circumferinței mingii. Pentru că în actualele condiții sunt sportivi care servesc foarte puternic și asta anulează din spectacol. Și s-a luat în calcul să crească puțin dimensiunile, sfera să fie ceva mai mare. Eu aș vedea-o cam cât un pomelo, ca să fie frumos, frumos. Apoi, la hockey, eu n-am putut niciodată să urmăresc hockey, deși îmi place sportul ăsta, pentru că nu văd pucul. Dar nu că nu văd pucul acum, că nu mai văd bine, nu văd pucul, nu l-am văzut niciodată. Deci îi vedeam pe aia că se agită pe acolo, dar nu vedeam pucul. Și atunci, cu tot ceea ce avem la îndemână în ziua de azi, aș face un puc digital. Vă imaginați? Deci unul care să aibă culori, efecte luminoase, da? Eventual și sonore. Să vezi pucul ăla când merge și eventual să ia și foc. Să fie ceva spectaculos. Pe urmă, la fotbal, dacă vă aduceți aminte când eram mici și executam penaltiuri, aveai varianta să bați într-un picior cu poarta goală și ieșea caterincă. Cum ar fi să avem asta și în ziua de azi la fotbal? Executantul penaltiului să-și aleagă. Execută normal, cu portar în față, sau într-un picior și cu poarta goală. E dificil, nu e chiar simplu, să știi. Sunt foarte populare în ultima vreme cursele de alergare prin oraș. Maratoane, semimaratoane. Cum ar fi să facem semimaraton, că maraton e prea mult, în costume de alea de mascotă? Cu tot cu cască pe cap, știi? Ursuleț, dinozaur, balenă, puișor, și să-i vezi alergând până oraș, așa cu miile. Eu zic că ar fi ceva bombă. Curling. Când eram eu mic, generația mea și cele dinainte, jucam un joc care se numea portofele pe asfalt și care era practic strămoșul curlingului. Făceai un portofel dintr-o copertă de vinilin și aruncai cu ea și în mijloc aveai cutii de chibrituri sau surprize de la gumă de mestecat și trebuia să le nimerești. Cum ar fi să avem din nou curling pe uscat și să inventăm un device de aruncare, un fel de portofel de ăla, nu știu, făcut mai mare și cu niște biluțe de rulment sub el, habar n-am, ca să dai mai multă viteză, și cu niște cetățeni care să vină cu măturici de alea, cum sunt la curling, și să-i facă loc înainte. Trotinetele cred că ar trebui să aibă competiție clară, situația în ziua de azi. N-ai cum să nu mai ai o competiție de trotinete. Cred că suntem cu toții de acord. Și eventual, ca să fie mai spectaculoasă, să-i pui pe concurență să se îmbrace în costume de schi. Și ultima, cea de-a șaptea, dar nu cea din urmă, bowling pe role. Deci în loc să ai pantofia special de bowling care nu alunecă, să ai în picioare role ca să trebuiască să coordonezi mână-picior în permanență. Cred că are și niște scene pe cinste. Astea sunt cele 7 inovații pe care le văd eu în sportul mondial.